Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Măriuca, cu gândul cel bun și cu dragostea aceea care ne încearcă de fiecare dată, în discuția care noi o purtăm, în legătură cu noțiunile de matematică acestea, care par așa de grele pentru foarte mulți copii. Nu știu dacă ai urmărit așa prin comentarii, mai toți sunt cei triști care n-au descoperit frumusețea matematice și fie adulți, bunici, cu toți spun, oh, ce grea este matematica. Iar când dau peste Prof Online acolo și găsesc lecțiile, e o mare, mare bucurie în sufletele lor, pentru că noi ce facem aici? Facem niște lecții care să fie pe înțelesul tuturor. Așa să zicem, cum știm de fiecare dată, să începem totul cu rugăciune, că acolo este toată nădejdea noastră. Da? Tatăl nostru care ești, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Doamne, ajută-ne, Doamne, să facem o lecție frumoasă. Deci, începem cu... Cum să zicem? Uite, am discutat ieri despre frumusețea aceea a notării. Hai să-ți propun ceva astăzi. N-am început nimic despre lecție, să dau tot în varianta aceea cum am făcut lecția ieri și vreau să te mobilizez pentru că vreau să facem lecția cu autoevaluare. Adică la sfârșit, nu știu, după 2 ore probabil când terminăm, voi discuta punctajul exact ca cum făceam eu la clasă și tu să-ți notezi, deci scrii tot, absolut tot ca să fii pe caietul tău. Eu șterg între timp de pe tablă, dar tu trebuie să ai scris tot, pentru că defalcarea și împărțirea așa pe punctaj, cum spuneam eu ție, tu te poți duce și te uiți, aici mi-a ieșit atât, aici mi-a ieșit atât, să-ți dai tu nota și să vedem la sfârșit ce notă vei avea. Sigur, va fi o notă frumoasă dacă ne mobilizăm de la început, deci cu toată forța. Vrei să facem asta? Da. Bun, e minunat. Gata, pornim. Deci atenție, trebuie să scrii tot și să participi. Adică toți trebuie să te implici ca îndată să-ți dai seama unde ai avut contribuții și unde ai avut ezitări. Că toate ezitările acelea trebuie să... Eu n-am să las lecția, să spunem, cu o greșeală să se ducă mai departe, ci voi face intervenția și că acolo tu pui un semn de întrebare. Spui, aici nu prea am fost eu pe fază și îmi dau atât cât crezi tu. Deci e probă de sinceritate și de corectitudine, dar de angajament maxim, exact cum ai fi la lucrare. Deci fie mulțimile A mare. Da, dăm tabla un pic mai în sus. Așa. Deci mulțimea A mare egal cu toți acei x naturali. Pentru care? Deci acum urmează proprietatea. Nu-i știu, ci doar aceia care verifică proprietatea pe care o dau acum. Să zicem așa. E vorba de 5x plus, să zicem, 3, 4 la puterea a 8-a plus minus 16 la puterea a doua, ori um,
Oare 4 la a doua plus 2 la puterea a, să pun aici, 2 la puterea a 19. Și totul supra 4 la puterea a 9 minus aici, zicem, 2 la puterea 19 și plus 2 la 20. Egal cu 3x plus 0,23 în perioadă împărțit la 0,46 în perioadă. Așa stai prima mulțime, iar B, cea de-a doua mulțime, egal cu toți acei X naturali, pentru care fracția, să spunem, 24 supra 3x plus 1 este număr natural. Întrebările sunt acestea. Amic. Să se determine A, virgulă, B, A și B-ul, deci mulțimile A și B, să le găsim cine sunt ele, și B mic, operații. Operații cu A și B. Adică, mai precis, vreau să facem A are unii cu B, apoi A intersectat cu B, A minus B și respectiv B minus A. Asta e tema. Cu asta ne ocupăm. Aș vrea, înainte de a ne apuca să lucrăm, aș vrea să încep să vorbești și să spui, ne facem planul de lucru. Să vedem cum atacăm subiectele. Mai întâi, cum am găsit-o pe mulțimea? Începe să vorbești tu, fiind cea care nu ai de făcut tema asta. Poftim. Mai întâi aș descompune fiecare putere. Să-l aibă pe 2. Hai să luăm mai de jos. Poți începe așa să spui. Mulțimea A n-are elementele cunoscute, nu? Avem o proprietate. Și acum încep. În proprietatea aceea văd că am o fracție. Asta vreau să insist. Am o fracție foarte interesantă. Fracția aceea este... vizează probabil, așa credem noi, proprietățile puterilor. Deci trebuie să mă duc și să fiu foarte atentă, să-mi amintesc bine toate proprietățile puterilor. Ce crezi că se va întâmpla? Am putea să mai simplificăm gunoară 2 la 19 cu 2 la 19 de acolo? Spune-mi.
Crezi că este posibil 2 la 19 de la numărător cu 2 la 19 la numitor? Pentru că este sumă. N-am auzit, nu s-aude. Mai tare, te rog. Nu, pentru că este sumă. Așa. Deci nu se poate fiindcă este suma acolo. Clar. Ce visezi tu să se întâmple? După ce lucrezi și numărătorul și numitorul, ce? Ce moment aștepți tu? Cum să aranjezi atât numărătorul cât și numitorul? Ca să fie vreo înmulțire. Așa, un produs. Să fie un produs de factori. Dar Și merge și la împărțire? deci, în clipa în care, dacă ai și împărțire, păi împărțirea o poți așeza ca o fracție în final. Orice împărțire, nu? Da. Iar dacă este și împărțire, tu te întrebi dacă simplificarea, cum se face în împărțire? Păi împărțirea este o fracție la rândul ei și acolo e operație cu fracții vom fi. Deci, ce ne sperie pe noi este situația asta, când avem adunări și scăderi. Aici nu avem nicio șansă decât după ce organizăm totul ca un produs de factori, iar dacă e și vorba de împărțire, împărțirea duce la numitor, de fapt, ca asta înseamnă o împărțire, o fracție. În final, e clar că acolo avem o expresie care trebuie aranjată, muncită și pusă la punct acolo și tu ai înțeles bine despre ce este vorba. În partea a doua, în membru drept, ce avem acolo? Avem decimale. Deci avem două numere zecimale, periodice simple și mai ales avem de făcut o împărțire. Pe scurt, am avea de făcut o împărțire. Eu nu știu să fac împărțirea asta, să știi. Împărțirea a două numere zecimale periodice. Nu mă descurc. Nu-mi dau seama cum aș face-o. Tu ce propui acolo? Cum ai Să de le gând? scriem în fracție. Așa, să le scriem sub formă de fracții ordinare, da? Pe amândouă, că ne-am descurcat noi după aceea. Pentru că împărțirea cu numere zecimale n-am făcut-o. Deci suntem obligați să ne ducem la fracții și pe urmă la fracții ne putem descurca. Deci cam ca asta ar fi toată ideea în lucru pentru mulțimea. Și acum eu zic să o luăm proprietatea și mergem simultan, adică și cu operațiile acolo, cu numere zecimale și cu lucru acolo, să o ducem într-o proprietate. Mai putem face și așa, să luăm numai expresie de aceea, să o lucrăm. Să ne concentrăm pe ea și după aceea, fiindcă asta cred că ne ia mai mult timp și o scriem de mai multe ori și pierdem mult timp. Eventual ne ducem și la expresia a doua, această împărțire și în final, când am găsit rezultatele, ne ducem și prelucrăm relația, o tot ducem în echivalență până găsim X-ul. Știi că așa am procedat. Dar de ce este indicat să facem așa, să luăm bucata de acolo, bucata asta altă? Pentru că altfel, ducându-o în echivalență, am scrie de mai multe ori expresia aceea și cred că am consumat foarte mult timp. Acum, când o luăm numai pe ea, nu mai spunem echivalent, ci pur și simplu egalitatea aceea spunem egal, 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 egal și o ducem până când o finalizăm. Nu, că eu vreau să iau numai expresia asta. Da. Deci, o luăm așa, Mărica. Notăm E1, expresia E1, adică exact fracția de acolo, egală cu. Te rog, să o scriu încă, da? Vorbește de acum, când începi tu să conduci totul. 5x. Dar nu, fără 5x. Deci Ah. numai expresia asta care pare că ne consumă mult timp pentru lucru. Deci am luat o bucată din ea. Adică de acolo, patru. Nu prea aud că ți-ai pus căștile aceleași, cred că nu ții la guriță foarte bine așa și nu prea te aud. Pe cap trebuie să port căști, că dacă nu port, se aude tot zgomotul. Hai,
Dar atunci vorbește mai tare, te rog. Bine. Hai. 4 la 8. Da. Minus 16 la 2. Da. Ori. Minus 4... 16. E minus, Marica. Da, minus. Minus 16 la a doua, ori 4 la a doua, plus 2 la a 19. Hai, vorbește tu, tu trebuie să vorbești, preiei comanda. Deci numai... Totul supra, 4 la a noua, da. Minus 2 la 19, da. Plus 2 la 20. Da, egal cu... Dar nu putem să zicem echivalent cu? Fiindcă am luat-o pe ea, nu îi spune egalitatea să duci într-o echivalență. Dacă e o anumită expresie, îi spune egal, egal, că ea duce până la un anumit număr. Da? Deci când spune echivalent, echivalent? Când am luat, dacă luam 5x plus egal cu, atunci egalitatea se duce într-una echivalentă. Da? Deci una este când preiau toată proprietatea aceea și zic echivalentă, echivalentă, și asta când am luat o bucată din ea pe care o lucrez. Da? Și o aduc, după calculul care îl fac, într-o formă cea mai simplă. De aceea spun egal. Egal în sensul că să vedem la ce rezultat ajung după lucru. Deci egal mai departe cu. Bine că ai întrebat, că asta e important să înțelegem. Mai departe. Egal cu... Acum eu vreau să le descompun. Da. Ca să aflăm cel mai mic multiplu, sau nu, factorul comun. Așa, să exprim totul cu 2 la. Deci vreau să exprim totul. Văd că am bazii pe aici, 4, 16, 4. Aș vrea... Cum se sesizez că și 4 și 16 și 4 ăsta se pot scrie cu ajutorul lui 2, puterea lui 2, atunci așa am de gând să fac. Să apară deci, numai puterile cu baza 2. Adică, concret? 2 la a doua, totul la 8. Așa, 2 la a doua, totul la a 8. Minus 2 la... Doi la patra. Da. Doi la patra, totul la a doua. Corect. Ori. Doi la a doua, totul la a doua. Doi la a doua, totul la a doua, da. Dar nu poți să zic doi la a patra? Da. Sigur că da. Deci foarte rapid tu poți să spui... 2 la. Deci 2 la a patra, categoric. Deci și să celelalte, nu? Că doar se înmulțesc. Dar fiindcă tu ai luat-o ușor, eu am și fost de acord cu tine să merg așa pentru a vedea pentru toți prietenii noștri. Dar dacă tu puteai să spui de aici 2 la cât? În loc de 2 la a doua, totul la a opta. Puteai să zici 2 la a? 2 la 16. Corect! Corect. Și din coace minus 2 la a 8, nu? 2 la 8. Și din coace 2 la a 4. 4. Categoric puteai face așa. Și așa fac cei care știu foarte bine proprietățile, măresc ritmul. Că ei își propun... Și eu, la fel. Da? Da. Corect. Dacă au siguranță totală și știu ce proprietăți au aplicat, ei nu stau acolo să ia să piardă timpul. Că noi, fiind vorba de lucrare, suntem contra cronometru. Deci, ai spus 2 la cât? 16. Da. Minus 2 la 8, ori da. 2 la 4. Corect. Plus 2 la 19. 2 la puterea 19. Totul supra. Da. Doi la 18. Da.
2 la 19. Rămâne așa, nu avem ce face, da. Plus 2 la 20. Plus 2 la 20. Și egal mai departe continuăm, egal cu? Egal cu, acum agrupăm. Mai avem ceva încă de făcut. Acolo 2 la 8 și 2 la 4 acesta. 2 la 8 ori 2 la 4. Trebuie să scrieți din nou. Minus 2 la 12. Exact. Deci scriu 2 la 16. Deci scriem 2 la 16. 2 la 19. 2 la... Ai zis bine 2 la 12. Plus 2 la 19. 2 la... 19. 19. Uite, am să modific un pic aici, că 19 ăsta e diferență foarte mare. Eu n-am avut așa, nu l-am pregătit dinainte găsițiu. Și în loc din 2 la 19, să zicem 2 la 14. Sau 2 la 15. Cum? Cred că 2 la 15 o să zicem. Bine. 12, 16 și aici să zic 13. Hai să zic 13, Mărica. Deci 2 la puterea 13. Modific peste tot. În loc de 19 pun 13. Bine. Da? 13. Modifică și tu, da? Așa. Ca să fie exponenții mai apropiați unul de altul, că era prea mare distanța și nu mergea foarte bine găsițiu. Deci ăsta a fost motivul ca să fie pentru toți prietenii știut asta. Și jos? Și jos, nu avem ce să facem, copiem. Deci nu avem ce să facem, dar totuși aici putem vedea că o mișcare o putem face. Adică ne pregătim pentru factorul comun, cu alte cuvinte, nu? A, 2 la 18 minus 2 la 18 ori 2. Da, minus 2 la 18 ori 2. Le spui prietenii noștri că e sesizat că exponentul cel mai mic este 18 și acum exprim totul cu ajutorul lui 2 la 18 și plus 2 la, totul vorbește? Plus 2 la 18 ori 2 la 2. Corect. Egal mai departe cu. Sus, te rog să observi. Sus, ce ai de făcut? Acum trebuie să facem factorul comun. Exact. Deci ne pregătim să apară factorul comun. Dar jos putem să trebuie la același timp să... Dar mergem simultan. Vrei să scrii jos mai devreme, mai repede, da? Tot acolo ajungem. Hai să ne hotărâm și sus să vedem ce facem. Bine. 2 la 12. Foarte bine. 2 la puterea 12. Scuze. Ori? Nu poate așa. 2 la 12? Ori 2 la 4. Ori 2 la 4, corect. Minus 2 la 12. Nu face nimic. Plus 2 la 12 ori 2. Ori 2. Sau 2 la 1, în fine. Ori 2 la 1, da, pentru prieteni să înțeleagă foarte bine că de acolo eu vine. Eu nu scriu. Bun. 2 la 1 nu scriu, doar zic 2. Că e același lucru. Exact, exact. Foarte bine. Bă, uite, acestea te rog să le punctez, Mărica, te rog să le punctez pentru că astea fac foarte bine la ce înseamnă punctajul. Când vom stabili punctajul, tu ai argumente, că aici ai și punctat câte ceva. Rolul tău este nu numai ca să faci lucrarea, ci să și înveți pe cei care urmăresc lecția. Să explici. Deci, cu alte cuvinte, pe mine acum m-ai impresionat în mod plăcut că ai spus
13 acela, am scris ca 12 plus 1, deci 2 la 12 ori 2 la 1, când mă întorc înapoi, copii în bază și adun expoziție, deși e perfect cum am făcut. Aceste lucruri făcute, spuse, sunt extraordinar de importante. Mai departe. Jos. Jos. Pot să scriu direct. Sigur că da. Ți-ai pregătit terenul? 2 la 18. Așa. Pe lângă plus 2 plus 2 la 2 e 4. 1 minus 2, da? Da, minus. 1 minus 2 plus 4, ai zis. Da? Egal cu... Explic-le încă o dată o chestiune pe care poate nu le e clar. Ce lucru merită la care trebuie să insisti tu? 1. Asta-i. 1 de la 2 la 18. Tot sigur ce... că da. Spune-le că dacă nu sunt atenți, nu înțeleg că aici este 1 ori 2 la 18, au greșit. Dacă nu-l pun pe 1 aici, au dat peste cap tot egeșițiul. Deci, spune-le, prieteni dragi, eu trebuie să vă insist că la început și eu aveam slăbiciunea asta. Acum mi-e clar. Astea sunt lucruri care trebuie insistat. Mi-e clar. Pentru că pe 2 la 18 simplu pot spune 2 la 18 ori 1. Și că acum se vede foarte clar 1 acesta. De aceea că scoțând pe 2 la 18 de peste tot, a rămas aici 1, 2 și 2 la 2. Da? Deci așa trebuie explicat. Mergem mai departe. Doi la 12. Deci pe lângă... factorul comun e 2 la 12, da. Da. 2 la 12, pe lângă... Dar contează în ce ordine pun... Da, contează. Contează, sigur că da. Contează că ești în minus acolo. Asta e povestea. 2 la 4 e... 16. Da. 16 minus... Da. 1. Da. Mă uit în sus să văd unde era locurile. Așa. Minus 2. Deci, minus 1. Minus 1 ai zis bine și plus 2, da? Da. Plus 2. Corect. Aici din nou punctează tu. Foarte, foarte important. 1. 1, acela de la 2 la 12 ori 1. Că altfel, dacă nu pune, sare peste minus 1. Și spune nimic. Zice 16 plus 2. Păi nu e adevărat. Foarte important, da? Și jos. 2 la 18. Pe lângă. Dar pot să facem zic calcul. Bine, pot să zic 2 la 18 ori 7. Deodată, da? Oricât? 7. Te rog, fii atentă. Că e minus 2 acolo. 1 minus 2 plus 4. Minus 3. E 3, sigur că da. Că 1 și cu 4 fac 5, scăzut 2. Da? Deci, ți-ai arătat că e comutativitatea la adunare și ce e cu plus... La început, 1 și 4 fac 5, minus 2, 3, ori 3. Egal cu... Egal cu 2 la 12, da. Ori... Deci, este ori 17, ai spus bine.
ori 17, pentru că 16 minus 1, 15 și cu 2, 17. Supra, 2 la 18. Dar cumva am voie să ori fac 3. 17 minus 7? Sau... Deci cum îți propui încă o dată? Să fac 17 minus 7. Dar nu cred că... Ce 17 minus 7? Dar nu e 7, e 3 jos aici, nu? 3, pardon. Da, dar eu insist că era o greșeală. Cum să faci 17 minus 7? Nu sunt exponenți ca să puteri să scazi... Este 17 ca număr, e la bază. Da? Deci e bine că ai spus asta, că în clipa în care în sufletul tău era o confuzie, că tu te gândești la 2 la 12 și cu 2 la 18, poți să... Nu cum să împar două puteri care au aceeași bază. Să copii baza și să scade exponenții. Dar 17 și 3 nu mai sunt la exponenți. Am revenit, scuze. Da? Deci, spuneam, nu? Spuneam și insistam pe chestia asta, că tu ți-ai gândit că ar fost 7 ăla dinainte, dar iată-i 3, și te gândeai la 17 minus 7. Nu! Când se face scăderea? Când e vorba de 17 și 7 fiind exponența unor puteri cu aceeași bază. Cum e de fapt aici? 2 la 12 și cu 2 la 18 facem, nu? Că se poate părții, și atunci rămâne 2 la câta din cei doi? Din cele două puteri? Unde este exponentul mai mare? Mai mare 2 la 18. Da? Deci la numitor. Din la numitor, aici va rămâne 2 la, că din 18 scădem 12 și face 6. Deci tot se împart cele, cum știm bine, scădem exponenții, dar unde rămâne exponentul mai puternic, e mai mare, acolo va rămâne baza la diferența dintre cei doi exponenți. Deci vine 2 la 6, apun jos, deci aici s-a putut, iar în rest rămâne 17 ori 3. Și egal cu. Deci. Deci s-a fost clar aici ce s-a întâmplat? Da. Da, bun. Rămânem mai departe să vedem cât face 2 la 6. Hai să lucrăm, să ducem până la final cât este expresia. Da, nu am înțeles ce ai făcut. Deci ai 2 la 6. De unde a apărut 2 la 6, da? Da. Păi, noi avem două putere aici, 2 la 12 și 2 la 16, 2 la 18. Sunt două puteri cu aceeași bază. Da. Conform proprietății, cum împărțim? Ah, ok. Acum am înțeles. Copiem baza și scădem exponenții. Dar unde este exponentul mai mare? 18 la jos, la numitor. Și de aceea rămâne 2 la 6. Nu la numărător 2 la 6, ci la numitor 2 la 6. Da? Și cât face are 2 la 6? Trebuie să finalizăm calculul aici să vedem cât ne dă. Da, sigur că 2 la 6 îl poți gândi. Ori faci 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 6 ori și asta pierzi timp. Dar dacă 2 la gândești... 4, deci 2 la 4 e 16. Ori? Ori 2 este 32. Da. Ori 2, 64. Corect. Dar putem să te gândești și așa. 2 la 6, Măriuca, 2 la 6, egal cu 2 la 3, totul la 2. Iar 2 la 3 acesta știi că face foarte repede.
Cât e 2 la 3? E 8. Nu e 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, 8 ori și 8 la 2, 64. Deci căutăm variantele de rezolvare cele mai rapide ca să calculăm cât se poate mai ușor. Deși e bun, cum ai zis, 2 la 6, 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2, de câte ori de 6 ori, dar ai pierdut un pic de timp. Însă dacă îl vezi pe 6 ca fiind 3 ori 2, adică 2 la 3, totul la 2, da? 2 la 3, totul la 2, asta înseamnă că ai zis 8 la 2 și 8 la 2, 64. Sau tot atât de bine poți să spui 2 la 3 ori 2 la 3. Adică de două ori, da? 2 la 3 ori 2 la 3. E ca și cum ai spune 8 la 2, da? 8 ori 8, 64. În concluzie, răspunsul corect este 17 supra. Te rog să vorbești. 17 supra? 64 ori 3. Ori 3. Și să facem și mulțirea. Și face 17 supra. 17 supra... 3 ori 4, 12. 1, da. 3 ori 6, 18 și 1, 19. Deci 100? 92. 192, corect. Așa încât, în momentul de față, putem spune că E1 l-am lucrat. Prin E1 am înțeles toată fracția asta și am ca răspuns 17 supra 192. Perfect. 17 supra 192. Acum, hai să vedem pentru E1 ăsta cu ce chestiuni vei veni tu sau cu ce lucruri merită să le punctezi ca prietenii noștri să rămână definitiv în clipa în care au de calculat o expresie de asta în care intervin puteri. Care sunt lucrurile? Că sunt proaspete în mintea noastră și acum putem să le punctăm. Deci, insistă tu, unde crezi că a fost capcane și care a fost lucrurile de care aveai nevoie ca să poți să duci la bun sfârșit calculul ăsta. Unde m-am confuzat eu, poate a fost acolo când am ajuns la 2 la 12 ori 17 supra 2 la 18 ori 3. Deci te-ai dus la final aici așa să punctezi greșeala aceea. Într-adevăr, foarte importantă și foarte gravă, aceea în care ți-ai gândit să poți simplifica 17 minus 7 acela, da? Da. Dar acela și-ai punctat foarte bine. Dar de la început, așa, care crezi tu că au fost lucrurile pe care le-am urmărit în exercițiul ăsta? De ce informații aveai nevoie ca să poți să faci exercițiul ăsta? Să știu proprietățile a unei puteri, adică cum să scad. Foarte bine. Deci totul avizat ce puteri, operații cu puteri, proprietățile toate. Cum se mulțesc două puteri ca aceeași bază? Cum să ridic o putere la o altă putere? Cum să înapoi să scrii? Foarte, deci, cu alte cuvinte, punctat foarte bine. Ai spus toate proprietățile de știut. Toate proprietățile de știut de la putere. Vreo 6 parcă le-am gândit noi, nu? Când am vorbit de puteri, operații cu putere, acolo da. Proprietăți 6. Orice număr la putere 0 face 1. Apoi cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Cum se împar două puteri care au aceeași bază? Cum se zic o putere la o altă putere? Da? Deci acele 6 care prietenii noștri trebuie să le știi, nu știi cu ce te poți întâlni în timpul lucrurilor. De aceea toate proprietățile trebuie să știute. Asta e prima chestiune. O altă dar chestiune mai sunt și altele? Nu. O altă chestiune care a mai meritat din exercițiul ăsta de reținut, de știut.
cum să am un factor comun. Asta era. Foarte, sau cum foarte să bun. Descompun celelalte puteri în factori comuni. Să descompun încât să-ți aranjezi factorul comun, da? Deci după ce te-ai dus perfect și ți-ai aranjat 2 la 16, 2 la 12, 2 la 13,